Bine v-am găsit, dragi telespectatori, v-ați obișnuit cu televiziunea noastră, o televiziune a județului Bacău, televiziune care prezintă realitatea din județul nostru. Sunt încântat de fiecare dată când alături de mine am un prieten al televiziunii noastre, un om pe care dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine, toți cei din județul Bacău, dar mai ales din stațiunea Târgu Ocna. Lângă noi este domnul primar Ștefan Șilochi, un om deosebit, un om care vine de fiecare dată cu noutăți pentru dumneavoastră, cei care, iată, în această perioadă, vă gândiți cu cine să votați. Eu cred că răspunsul este foarte ușor și împreună cu domnul primar vom încerca să aducem argumente pentru continuarea unei misiuni, pentru că, domnule primar, nu este ușor să începi niște proiecte și să le lași neterminate, pentru că un primar are nevoie de mai multe mandate pentru ca, într-adevăr, lumea să vadă că omul pe care l-au ales își îndeplinește misiunea pentru care a fost votat. Bine ați venit în emisiunea noastră! Bine v-am găsit! Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră, și mulțumesc frumos pentru invitație! Domnule primar, eu știu că întotdeauna dumneavoastră veniți cu cifre, cu date exacte, și astăzi mi-am propus în cadrul acestei emisiuni să le dăm vești oamenilor pentru lucrurile care sunt de mare interes public. În primul rând, despre proiecte. Proiecte care, pe de o parte, mare parte din ele le-ați realizat, desigur, cu sprijinul Consiliului Local, aveți consilier local din toate partidele. Dumneavoastră acum o să participați din partea unui partid, da, din partea Pro-România, cumva? Da, așa. Am depus candidatura și a fost acceptată candidatura ca primar și din partea Partidului Pro-România, și avem și lista de consilieri, o listă completă, tot din partea Partidului Pro-România. Așa, au fost acceptate listele, am intrat în cursă până în această seară, dacă nu mai depune nimeni, suntem 11 candidați. La, da. Nu aveți niciun fel de emoții, din câte văd eu. Fiecare om a multe campanii. Are dreptul să candideze, da. Da. În 1992, calculați dumneavoastră cam câte campanii și sunt, aveți, și la locale și parlamentare. Și aveți și experiență. Da. Ați mai trecut prin asemenea campanii, nu cred că diferă mult una de alta. E o perioadă acum când toată lumea, toți cei care sunt candidați, cred că vor ajunge primar. Pe 27 septembrie va rămâne unul singur și lucrurile se vor liniști. Sunt convins că prin argumentele pe care le aduceți și în emisiunile noastre, veți convinge oamenii că chiar merită să mai câștigați încă un mandat. Al câtelea mandat ar fi? Am avut două mandate de viceprimar, 92-2000, 2000-2008 două mandate de primar, am avut o pauză 2008-2012, din 2012 2020, două mandate de primar și acum suntem în prelungiri. Deci, al patrulea mandat de primar. Aveți suficientă experiență pentru a ocupa această funcție de primar, și dar să trecem direct la subiect. Vă rog. Doresc să urez mult succes colegilor candidați la funcția de primar. Voi respecta niște principii, niște reguli. Îi rog ca în această perioadă campania să desfășoare în condiții normale, pentru că viața va fi și după 27 și cu mare parte din cei care candidează vom fi în Consiliul Local. Acum să trecem la lucrurile interesante pentru cetățenii orașului. Cea mai importantă activitate a unui primar este să atragă fonduri. Și este importantă, dar este și grea. În toți acești 4 ani și în prelungiri am avut această misiune și am făcut tot ce a fost posibil ca să atragem fonduri din toate sursele existente, atât din fonduri europene cât și fonduri guvernamentale. Deci în ultimii 4 ani am reușit să atragem la bugetul local circa 30 de milioane de euro. Pentru cei care sunt interesați, pot să spun că
bugetul pe 15 ani a orașului Târgu Ocna. De ce spun acest lucru? Pentru că bugetul orașului este de 2 milioane de euro. 1 milion de euro sunt impozite și taxe locale și 1 milion de euro sunt cotii defalcate din impozitul pe venit. Deci 30 împărțit la 2, 15 ani. Am reușit să atragem aceste fonduri deoarece am accesat proiecte. Proiecte pe fonduri guvernamentale, sunt finanțate din fonduri guvernamentale, cu cofinanțări din partea noastră, dar și fonduri europene, dar și din alte surse. Tot ce s-a putut accesa. Aș dori să prezint proiectele pe care le-am finalizat în această perioadă și apoi să trecem la proiectele pe care le avem în curs de finalizare. Da, și eventual cele care sunt și de anvergură, mai, pe un termen mai... Am finalizat proiectul reabilitare străzi. Un proiect în care au fost reabilitate străzi în lungime totală de 3 km. Finalizarea a avut loc în anul 2019. Strada Salinei, 868 de metri, strada Părâu-Vâlcica, 201 metri, strada Poet-Grămadă, 209 metri, strada Coasta Măgurii, 240 de metri, strada Gura-Sănic, 520 de metri, strada Ștefan Constantinescu, 357 de metri, strada Avramean cu 447 de metri, strada Vasile Alexandrii, 208 metri, un proiect în valoare de aproape 5 milioane de euro, din care contribuția bugetului local a fost de 1,7 milioane lei, pardon. În lei, am vorbit acum. Da. Deci, aproape 5 milioane de lei și bugetul local 1,7 milioane lei. Am finalizat de asemenea proiectul 4 străzi. Un proiect în lungime, în lungime totală de 4,2 km. A fost finalizat în 2018. Strada Vișoara în lungime totală de 1,4 km, strada Capitan Bușilă în lungime de 1,1 km, strada Tăbăcari în lungime de 1 km, strada Daniela Caurea în lungime de 659 de metri, valoare total proiect, aproape 8 milioane de lei, de la bugetul local 500 de mii de lei. Bănuiesc că aceste lucrări de asfaltare vor continua și în alte zone ale orașului. Sigur, doresc să vă spun că o stradă într-un oraș nu este o stradă oriunde. Pentru că, vedeți, noastră... Nu doar pui asfalt ce ai făcut șanță. Am avut contribuția destul de mare la unele străzi, contribuție mai mică la alte străzi. Pentru că noi aici a trebuit să venim cu toate utilitățile necesare. Mă refer la apă, canalizare, gaze și, sigur, că aceste lucrări au fost suportate de la bugetul local. Am amenajat, de asemenea, 92 de locuri de parcare pe strada Capitan Bușilă. Valoarea investiției este 192.000 de lei, bani de la bugetul local. Mai sunt necesare. Știu că problema asta a parcărilor este actuală în toate orașele din România. Așa este. Cam aveți în vedere în viitorul mandat să mai... pentru că asta e o problemă la ordinea zilei, cum se spune, să mai găsiți locuri unde se mai poate parca. Eu mi-am propus să vorbesc în partea a doua de ce trebuie să facem. Dar pentru că mi-a spus întrebarea, haideți să vă răspund. Dacă tot una dintre ocupările viitorului mandat și viitorului primar este, sau cel puțin eu mi-am propus acest lucru, ca să extindem aceste amenajări de parcări în incintele blocurilor și aici să amenajăm și spațiile verzi și locurile de parcare, pentru că trebuie să îmbinăm și locurile de joacă și locurile de parcare și spațiile verzi. Noi nu am reușit în Târgu Ocna să amenajăm toate parcările solicitate și nici nu am stabilit o taxă pentru parcare, pentru că până când nu asiguri locuri de parcare suficient. Deci în tot orașul nu se plătește pentru parcare. Nu se plătește pentru noi parcare. Noi la Onești aici mai... De dar acord. Nu știu, cred că s-a anulat și la Onești. Persoane care au... Pentru că este foarte important să asiguri întâi locuri, să asiguri condiții și apoi să începi să percepi o taxă specială pentru parcare. Sunt în lucru, noi am realizat 97 aici pe Capitan Bușilă, urmează să facem și celelalte. Că ce se întâmplă? Dacă noi aici am aplicat o taxă, se vor muta toți în alte locuri. Atunci trebuie să amenajăm în tot orașul și... Asta e un lucru bun și cred, bănuiesc că veți menține în continuare această chestiune, adică și în următorii 4 ani. După ce asigurăm condiții de parcare pentru majoritatea cetățenilor care au solicitat parcare, atunci putem pune o taxă. Adică trebuie să prestez ceva ca să pot să încasa aceste sume. Da. Dacă mergem mai departe, am reabilitat drumul județean
pe strada Gălean, un proiect în care a fost luat în colaborare cu Consiliul Județean. Contribuția localității a fost de 10%. Proiectul este de aproximativ 3 milioane de euro, contribuția de la bugetul local de 268.000 de lei. Sigur, ea a fost finalizată în 2017. De asemenea, proiectul de reabilitare a drumului spre Mănăstirea Măgura, un proiect realizat în colaborare iarăși cu Consiliul Județean, în lungime de 2,8 km. Dar și acest drum e foarte important, că ține și de partea turistică, pentru sigur, că la mănăstire vin mulți pelerini. Este un obiectiv turistic care are mulți vizitatori. Acolo avem și Monumentul Eroilor. De asemenea, am achiziționat un utilaj specific pentru dotarea serviciului de salubrizare a orașului pe fonduri prin GAL, pentru că noi suntem și în această formă asociativă. Și începând cu anul 2017 am implementat programul de management al deșeurilor. La ora actuală avem o colectare a deșeurilor pe 4 fracții. Este un sistem recunoscut de județ ca foarte ca bun și eficient. Fi, exact, și va fi implementat și în celelalte localități. În strategia județeană este trecut modelul pe care l-avem noi, cu cod de bare la containere, cu colectarea saci pe culori diferite. În anumite zile se ridică numai un anumit tip de deșeu. Ați asigurat pentru tot orașul condiții am pentru rezolvat cartierele. Urmează să rezolvăm și la blocuri. Aici este puțin mai complicat pentru că trebuie să introducem un sistem de monitorizare video și un sistem de cartele. Avem aprobat aici studiul de fezabilitate și încercăm să facem un sistem modern care să ducă la cheltuieli mai mici, pentru că acea taxă care se ia pentru salubrizare nu poate fi folosită în altă parte, este stabilită pentru fiecare cetățean. Dacă reușim să facem un sistem eficient, atunci pe viitor nu va mai crește taxa, sau dacă se colectează mai puțin bani, cetățeanul va plăti mai puțin. Deci, asta este și scopul nostru, să ajungem ca cetățeanul să plătească pentru cât aruncă. Deci noi suntem pregătiți pentru a trece la acest sistem plătește pentru cât arunci, și când vom ajunge la acest sistem să fie pus la punct, atunci sigur cantitatea deșeurilor va scădea, pentru că costurile cu managementul deșeurilor, transportul la Onești, de la Onești la Bacău, este foarte mare. Și singura soluție este să colectăm selectiv la sursă și să cheltuim cât mai puțin. Înseamnă că veți avea în vedere ca să se păstreze prețul sau chiar să se reducă prețul pentru aceste servicii. Noi avem o situație specială la Târgocna, având în vedere că noi avem un operator propriu, nu suntem la operatorul regional. Urmărim acest operator. Prin acest sistem am rezolvat cele trei probleme. Urmărim și operatorul. Cetățeanul are un control asupra operatorului, pentru că el, în momentul când a venit și a citit codul de bare, poate să introducă o cifră care reprezintă cât la sută din container a fost plin, și el, pe viitor, va plăti pentru cantitatea care aruncă. Doar nu pentru am reușit cât în oraș acum, dar în cartiere funcționează foarte bine. A scăzut foarte mult cantitatea de deșeuri și a crescut menajere și a crescut cantitatea de deșeuri reciclabile. Deci, e un lucru foarte bun. Deci orașul va fi mai frumos și mai sănătos. Da, exact. Am finalizat blocul de locuințe pentru tineret, un bloc care are 48 de spații de locuit, de garsoniere și apartamente. Valoarea investiției este de aproape 4 milioane de euro, de la bugetul local 500.000 de lei. Suntem acum în faza în care amenajăm parcarea. Primăria s-a ocupat de racordul la utilități, canalizare, energie electrică, gaze. Urmează ca la sfârșitul lunii august să dăm în primire tinerilor aceste apartamente. În perioada cât am fost eu primar, am avut fericita ocazie să ofer chei la 220 de apartamente date tinerilor. Sigur, e o mare realizare e foarte bine. Sigur am reușit să bucur familii tinere care s-au mutat, așa cum o face și acum, în acest fel, exact. I-ați ajutat să rămână acasă, să lucreze în zona. Da, condiția de două condiții sunt: să aibă sub 35 de ani și să aibă loc de muncă în Târgu Ocna. Da. Noi cu acest bloc acoperim solicitările, deci suntem undeva la un echilibru între cerere și ofertă. Să știți că o să mai aveți solicitări pe viitor, poate în mandatul următor, să vă gândiți, pentru că cu această pandemie am observat și la Onești, au
sunt tineri care n-au mai plecat în străinătate. Și noi așteptăm tinerii orașului acasă, da. Și încercăm să le asigurăm condiții să rămână aici, pentru că oricum, noi avem nevoie de ei. Oricum lucrurile au evoluat în bine în ultimii ani. Și salariul mediu a fost mărit, deci sunt condiții și pentru tinerii căsătorii, sunt aceste măsuri și mă bucur că la Târgu Ocna se implementează și vor fi în continuare în vederea dumneavoastră aceste, de a-i ajuta pe tineri să stea acasă, să vină aici, chiar pentru că orașul nevoie, e frumos. Avem nevoie de locuri de muncă, pe toate șantierele care avem în oraș se solicită forță de muncă, din păcate sunt aduși muncitori din alte județe, pentru că cei din localitate au alte locuri de muncă sau sunt plecați și chiar se poate găsi. Șomajul este sub 3-4%, așa că cei e care destul de redus. Da, pot să găsească un loc de muncă în Târgu Ocna. Am finalizat modernizarea și dotarea grădinței Piticota, un obiectiv finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Valoarea investiției este de peste 3 milioane de lei, de la bugetul local 300 de mii de lei. Sperăm să recepționăm până la sfârșitul lunii acest obiectiv. Sunt doar lucrări de finisaj, lucrări de amenajare unei curți, curții și a... Înseamnă că din septembrie... Copiii vor învăța în acest obiectiv. Asta e o veste foarte bună. Acum noi încercăm să facem și o parcare, pentru că zona cere acest lucru. A fost o colaborare foarte bună cu instituțiile de învățământ, cu conducerile școlilor, cu constructorul și finalizăm acest obiectiv. Cum de altfel, finalizăm și o altă grădiniță, Piticot B, care a fost finanțată tot prin Programul Național de Dezvoltare, 3,6 milioane lei, de la bugetul local 330 de mii de lei. La fel, este într-o fază avansată și la fel va fi recepționată până la sfârșitul acestei luni. S-a finalizat proiectul construire un teren de sport la școala numărul 1, finanțat din fonduri norvegiene, 42.000 de euro. Proiectul a fost finalizat în 2019. Avem spre finalizare și Colegiul Costache Negri în fază destul de avansată. Noi sperăm că lucrurile să fie terminate în luna octombrie. Deci până la sfârșitul anului, am atacat da. Toate corpurile de clădire, având în vedere că nu s-a învățat. Da. Aici, nu, e o măsură bună. Aici e o investiție de 10 milioane de lei. Noi sperăm să finalizăm, așa cum am discutat cu consultorul. Deci în jur de 2 milioane de euro. Da, de acord. Deci o investiție foarte importantă. Am sprijinit în toată această perioadă lăcașurile de cult din Târgu Ocna, am construit capele mortoare la aproape toate bisericile din oraș, case praznicale, reparații la biserici, la cimitire, instalații de încălzire. Care este dialogul dumneavoastră cu preoții? Relație foarte bună, da? Cu toate cultele. Sigur, majoritar sunt creștini ortodoxi, catolici sunt undeva până în 10% și sigur avem și celelalte culte admise în deci țară. Au găsit deschidere și la dumneavoastră și la Consiliul cu toate, Local. Cu toate pentru... Știți că tot timpul mai trebuie relație foarte timp. Bună. Da. Acum avem proiecte în derulare. Avem reabilitarea unor străzi din oraș, strada Elisei Ursac, strada Cireșoaia, strada Zimrului, strada Țărâncuța, strada Cărbunaru, strada Mialco Gărnicianu, strada Horia. Documentația de solicitare a fost depusă din 2019 și prin ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 2317 din 6-8-2019 a fost aprobată finanțarea și se lucrează acum la proiect. De asemenea, avem un proiect de reabilitare și modernizare străzi în zona centrală Târgu Ocna și dacă îmi permiteți am să spun străzile. Strada 9 Mai, strada Abator, strada Alexandru Vlahuță, strada Poet Andrei Mureșan, strada Aurel Vlaicu, Cărămidăriei, Cimitir, Constanț Dimonisie, Decebal, Dimitrie Cantemir, Dogăriei, Fundătura, Costache Negri, Florilor, Gândului, George Coșbuc, George Enescu, George Asache, Ierni, Ion Cătină, Ion Creangă, Ion Slătineanu, Mihai Viteazu, Negru Vodă, Neptun, Petru Rareș, Săgeata, Sălcilor, Donici, sublocotenesc Comănescu, Traian, Trandafirilor, Trotuș, Viilor, Viitorului, Vâlcele, Visului, Vulturi și Zorilor. Sunt convins. S-a depus solicitarea de finanțare.
Sunt convins că fiecare cetățean care se află pe aceste străzi se va bucura să afle aceste lucruri și le știu, pentru că dumneavoastră aveți un dialog permanent cu cetățenii. Vreau să spuneți, înainte de a continua, ce mesaj trebuie să vină din partea dumneavoastră pentru cei care urmează în următorul mandat al dumneavoastră, pentru că sunt și zone din Târgu Ocna care mai necesită lucrări. Ce mesaj le dați cu ocazia asta? Eu aș dori să dau următorul mesaj. Adică să-i asigurați că și ei le va veni... Au apărut cei care candidează la funcția de primar, se duc în cartiere și spun, facem o stradă pe zi, o stradă pe lună, facem podul, până la sfârșitul anului asfaltăm o stradă, asfaltăm două, asfaltăm trei. Sunt promisiuni. Nu se poate. Gândiți-vă că până nu faci o documentație care să fie depusă, care trebuie aprobată, trebuie găsită sursa de finanțare. Noi nu facem străzi așa că turnăm asfalt, că negru pe bine, promisiune de... se pot face, e clar. De acord. Dar cetățenii să nu asculte aceste lucruri, pentru că nu sunt posibile. Deci nu se poate asfalta o stradă în oraș dacă nu are rețea de apă, rețea de canalizare. Adică trebuie să terminăm. Aici oamenii... înseamnă trotuare, înseamnă rigole, discurgere, înseamnă... Trebuie să înțeleagă că întâi trebuie să vină acea infrastructură subterană într-o proiecte. Noi am făcut acum și o reabilitare a străzilor acum săptămâna trecută, am balastat puțin, asta e o lucrare intermediară, pentru că o lucrare adevărată și o stradă se poate face numai cu un proiect. Da? De asemenea, avem un proiect de reabilitare și modernizare străzi, cartiere în oraș. Proiect care e depus la Compania Națională de Investiție, solicitarea a fost făcută de anul trecut și aici avem prinse strada Aurora, strada Bradului, strada Coșna, strada Crizantemelor, strada Gheorghe Doja, strada Gura Stănic, strada Libertății, strada Liliacului, strada Malului, strada Mosoare, strada Nucului, strada Păcuri, strada Pinului, strada Pârâului, strada Pompei, strada Primăverii, strada Progresului, strada Proletari. Aceste două proiecte sunt în faza în care se lucrează la studii de fezabilitate și trebuie să avize. De ce durează atât de mult documentația? Trebuie să înțelească cetățenii că e o lege care trebuie respectată și că numai avizile de la furnizorii de utilități durează foarte mult. Deci să le spunem că nu de dumneavoastră depinde de aparatul primăriei, ci de instituții, deci, de stat. De... Gândiți-vă dumneavoastră ce instituții centrale ar dori să le facă așa, sigur una pe că zi. Da. Știți, era o caricatură, dacă mai țineți. Da, de ce o să... de mate. A, de mate. Da, da. Avea și ciosul, un caricaturist băcăuan. Dar nu se poate așa ceva. Da, deci cine spune că face străzi așa peste noapte? Ei bine, acum trebuie să le spunem oamenilor, o spun eu, că dumneavoastră nu spune contracandidații, că uite primarul, se promit multe lucruri în campania electorală și ei trebuie să fie foarte atenți. Am văzut, sunt diverse sloganuri, dar într-adevăr, avantajul mare primarul în funcție l-are pentru că are deja lucrările în lucru, vine cu chestiuni reale, așa cum veniți și dumneavoastră, deci trebuie să fie foarte atenți alegătorii, să aleagă nu neapărat promisiunile, ci lucrurile concrete, sau oameni care au făcut ceva în viața lor, cum spun, nu? Deci nu poți să vii, așa și eu m-aș duce candidat la o primărie, aici vă fur din timpul dumneavoastră de emisiune și spun, domnule, fac ce vreți, stadioane, din astea, trenuri aeriene, tot felul de chestii, e ușor să promiți. Dumneavoastră văd că veniți cu lucruri concrete, ceea ce e un lucru foarte bun. Înainte de a candida la primar, trebuie să fie avut o activitate în care să fie avut niște realizări. Eu, înainte de a fi viceprimar, la 38 de ani eram viceprimar, lucrasem la Sarina, am avut trei brevete de inovator, deci am avut o activitate. Unii care nu au avut servici cred acum că funcția asta de primar au și un loc de muncă și alții, așa, cu un elan revoluționar, vin ei să salveze acum când auzi că venim să salvăm orașul. Gândiți-vă că orașul a avut mulți primari. Și fiecare a făcut câte ceva. Ați nu mai avut campanii în care contracandidații au promis multe lucruri, nu? Da, bine, acum, domn primar, dar puteți prelua și poate sunt și oameni care vin cu câteva idei noi. Pentru eu că, n-am spus și apreciez faptul că tinerii doresc să facă politică și e foarte bine că se implică. Însă trebuie să analizeze puțin. Adică eu vin cu date concrete și am proiectele făcute, nu vine niciunul să spună, domne, la proiectul X, care este în derulare, eu promit că accelerez puțin făcând ce? Da?
Sau spune așa, domnul Rara, ați greșit, pentru că dumneavoastră, uitați, acolo, în faza aia, trebuia făcut altceva. Da, deci așa să discutăm mai, la general, că vom avea o viață bună. Și mai e o chestie foarte simplă. Am văzut, era și este în dezbatere lucrul ăsta, când vine un candidat la o televiziune sau în presa scrisă sau la radio, întotdeauna există întrebare din partea reporterului. Spuneți-ne, vă rog, ați promis că faceți, nu știu ce. Spuneți-ne, sursa de finanțare. Sigur. Este foarte importantă. De aia, dumneavoastră, ați început cu modul în care obțineți aceste și finanțări. Și sursa de finanțare, exact, la fiecare, păi, da? Nu, e bine, deci, într-un fel, să-i ajutăm pe cetățeni să aleagă corect. D'accord. Acum mai spun ceva. Așa. Nu poți să angajezi o lucrare dacă n-ai buget bani. Sigur. Deci cei care promit, întrebați-i. De unde vin bani? De unde? Vedeți, asta că eu spun aici. Programul Național de Dezvoltare, Programul Operațional Regional, Compania Națională de Investiții, Agenția Națională de Locuințe. Adică eu spun și cum se va derula proiectul. Vedeți? Și atunci corect ar fi că atunci când vrei să fii primar, eu am avut două mandate de viceprimar și după ce am început să învăț, am zis, adică parcă ar fi competent să pot fi primar. Sigur că nu spun la ce trebuie experiență. Trebuie experiență pentru că primăria nu este nici fabrică de cherestea, nu este nici, știu eu, asociații de locatari. E un pic mai complicat aici. Dacă doriți să faceți, eu nu spun că nu e bine ce fac, eu spun cum am făcut eu. Faptul că am stat două mandate viceprimar, am avut patru de primar. Da? Deci și dacă vor, cât mai avem experiență așa, că n-a terminat niciun mandat. Știți, a venit primar, a crezut că, eu știu ce a crezut el și n-a terminat niciun mandat. Și aici sunt bani, aici se semnează, aici se răspunde. Acum vedeți e momentul adevărului după 4 ani, pentru că, sigur, vor fi schimbări. Asta trebuie să le spun telespectatorilor noștri în județul Bacău, dar vor fi schimbări acolo unde, într-adevăr, nu au fost promisiunile din campania electorală, nu au fost respectate de anumiți primari. Da, și aici mă refer la toate partidele politice. Dumneavoastră, dacă ar fi, facem o mică pauză, după care continuăm, agenda pe care ați prezentat-o acum 4 ani, cam în ce proporție s-a îndeplinit din ceea ce ați din discutat? Din tot ce am promis acum 4 ani, eu n-am venit cu programul, dar promit să vin la emisiunea trecută, la fiecare am făcut, la emisiunea viitoare, promit că iau acel program și dau socoteală, cum se spune, cetățenilor. Așa ar fi bine eu ca să vedem pe fiecare. Așa am să-mi formulez și programul de campanie electorală. Sunt câteva obiective la care nu există obiectiv la care să nu fi făcut ceva. Sunt o parte care le-am terminat, o parte că nu am reușit să le termin, pentru că sunt multe piedici. Da, până s-au aprobat, da, sigur, dar important e ele că au rămas pe agenda și exact pot fi continuate. Voi veni și vă promit că discutăm exact pe programul electoral care l-am avut în 2016. Așa, mergem mai departe. Aici aș dori să mai spun ceva. De ce toată lumea întreabă, dom'le, dar n-ai putut face 4 ani în 8 ani? Trebuie să vă gândiți că în programul, în bugetul 2007-2013, la primăria Târgoviște nu s-a făcut niciun proiect. Când am venit în 2016 și în 2016, s-au făcut ghidurile și în 2016-2017 am început proiectele. Acum s-a obținut finanțarea și trebuie să le continuăm. De aceea trebuie să, și m-am hotărât să candidez, pentru că trebuie să ne duc la bun sfârșit. Pentru că nu cred la ora asta că este o persoană care poate continua aceste proiecte, având în vedere demersurile care trebuie făcute și, sigur, avizele la atâtea instituții din București trebuie să mergi. Din județ nu e o treabă foarte simplă și am obligația față de cetățenii din Târgu Ocna. Dați-mi voie să spun că, sigur, poate unii spun așa, dom'le, ești bunic, mai primit și pensia, du-te și vezi de treabă. Eu vă spun că nu pot să fac acest lucru pentru că n-aș putea spune, doamne, am văzut cu saci în căruță, gata, m-am văzut cu pensia, la revedere. Gândiți-vă că cetățenii orașului mi-au dat salariul 25 de ani. Și acum când e greu și când apare o situație delicată, pentru că trebuie duse aceste proiecte, nu văd o persoană care poate să ducă mai departe aceste proiecte. Aici trebuie să... Eu spun că, sigur, dintre tinerii care candidează, vom lucra în Consiliul Local. Toți vor aduce aportul la contribuție. Dar trebuie să duc mai departe și cât mă pot deplasa și starea de sănătate îmi permite, am obligația față de cetățenii orașului să mă implic și să îmi aduc aportul la dezvoltarea orașului. Da. Oraș în care eu sunt de 6 generații, vă dați seama că nu pot să tratez cu indiferență această dorință și, la fel, făcând sondajul și din discuțiile avute cu cetățenii, care au spus, nu ne lăsa acum, că este foarte greu. Pentru că concurența e foarte mare, să știți, la aceste proiecte, toate primăririle depun proiecte.
Unele sunt punctate, unele sunt punctate. Dar să vedeți, și proiectele concurează între ele. Concurează între ele. Acum o să vedeți în continuare că avem și proiecte care sunt în faza de analiză, în faza de întocmirea proiectelor. Continuăm cu proiectul valorificare turistică și modernizare infrastructură specifică în stațiunea Târgu Ocna, un proiect de 23 de milioane. Gândiți-vă că sunt aproape 4,5 milioane de euro fonduri europene pe planul program operațional regional. Aici avem unul din proiectele cele mai importante pentru oraș și acest proiect am reușit să-l atacăm pentru faptul că suntem stațiune. Aici avem 23 de străzi. Avem piațeta orașului, avem centrul vechi al orașului și avem extinderea zonei din Parcul Măgura. Gândiți-vă că acest proiect a trecut toate etapele. Am avut, din 2017, am hotărârea Consiliului Local prin care am aprobat indicatorii. S-a depus proiectul, am reușit să facem licitație de proiectare, am terminat proiectarea, am făcut licitația pentru execuție. Și aici ne-am împotmurit. Pe data de 16 martie am avut loc licitația, s-au înscris 7 societăți la licitație și din 7 n-a prezentat oferta niciuna pentru că a venit pandemia și nimeni nu și-a asumat riscul să continue. Da. Acum urmează, am aprobat indicatorii tehnico-economici actualizați și urmează să introducem la licitație. Cine nu ar fi dorit să termine acest proiect mai repede? Dar nu poți să te implici peste aceste faze care trebuie respectate. Sunt și aici avem strada Maior Roșiță, strada Nicolae Arbanaș, strada Poet Grămadă, strada Irimirea Grigorescu, strada Alexandru cel Bun, strada Constantin Mușat, strada Locotenent Sion, strada Văleni, strada Tisești, strada Fântâna cu Apă Rece, strada Podei, strada Ion Diaconescu, strada Podul de Fier, strada Spitalului, strada 1 Mai, strada Răducanu, strada Uituz, strada Tudor Vladimirescu, strada Mihai Eminescu, strada Petre Ispirescu, strada Toamnei, strada Gării, strada Verii. Aceste străzi au proiect cu trotuare, cu iluminat public, cu piste de biciclete, deci cu tot ce trebuie să aibă un proiect de stradă. Și sigur că noi încercăm să trecem cât mai repede la execuția la acest proiect. Avem în sectorul serviciilor publice de apă și canalizare. Am reușit să facem unul cele mai mari proiecte pe care le-a avut orașul, un proiect în valoare de 36 de milioane de lei. Avem canalizarea. Canalizarea s-a făcut pe mai multe străzi. La ora actuală avem 70% din locuitorii orașului care sunt racordați la canalizare. Canalizarea funcționează în totalitate pe stația veche de epurare. La stația nouă de epurare, care este într-o fază avansată, este aproape finalizată, am avut la inundațiile care au avut loc în oraș, au fost probleme și acum se face un dig de protecție înalt de 3 metri, 1,5 în fundație și 1,5 așa, la suprafață, care să protejeze stația de eventuale inundații, s-a lărgit și albea trotului și se face și un dig de protecție. Investiția a fost de 25 de milioane de euro de lei la această stație de purare. Vă gândiți că sunt sume care nu puteam să le asigurăm niciodată de la bugetul local. Sigur. Avem de asemenea extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare pe master planul județului și avem aici reabilitare pe apă. Avem reabilitarea alimentării cu apă pe strada Andrei Mureșan, Petre Ispirescu, Bulevardul Ferdinand I, Ion Cătină, Toamnei, Verii, Visului, Costache Negri. De asemenea, avem extinderea canalizării pe strada Produpurice, Mestecăniș, Costache Negri, Coasta Morii, Crișan, Crizantemilor, Dogăriei, Fântâna cu Apă Rece, Gălean, George Coșbuc, Eremia Grigorescu, Ion Diaconescu, Lutăriei, Malului, Morii, Mosoare, Neptun, Nucului, Pârâului, Pinului, Podei, Prosperității, Săgeata, Semicercului, Abator, Ion Creangă, Toamnei, Tăbăcari, Țărâncuța, Teiului, Trandafirilor, Gheorghe Iasache, Zimbului și Trotuș. Vor avea în aceste condiții, după ce terminăm acest proiect, aproape toate străzile din oraș canalizare. Valoarea investiției la apă este de 3 milioane de euro, valoarea investiției la apă uzată 3,6 milioane de euro. Avem investiții în infrastructura educațională. Avem construirea și dotarea centrului multifuncțional tip creș, în zona Tisești. Gândiți-vă că este un proiect în valoare de 2 milioane de euro, 300 de mii de euro
am greșit, scuzați, 2 milioane de lei și 350.000 de lei contribuția în bugetului local. În septembrie, cam cum stăm, în câte școli? Avem vreo problemă undeva? Imediat da? Spun. Vă rog. Uitați cu această creștere. Este a treia licitație pe care o facem și nu vine niciun constructor. Pentru că avem o problemă, să știți. Avem cu constructori, într-adevăr, e o problemă. Avem o problemă. Să vă răspund la întrebare. Noi sperăm să începem anul școlar în condițiile care vor adică fi să găsești soluții provizorii unde nu... Nu, vedeți că așa aici e o problemă. Da. Începeți cum doriți voi, dar faceți ce vă spunem noi. Da, așa. Da, da. Adică condițiile au fost stabilite de minister, de Direcție de Sănătate Publică. Încercăm să facem tot posibilul să înceapă anul școlar. Nu știm la această oră cum va începe anul școlar. Toți elevii cu jumătate... E clar că care, profesorii vor avea un pic mai mult de muncă pentru că trebuie respectată acea distanțare. Probabil că o să fie mai multe repartizare, va fi noi, o problemă. Noi suntem din păcate să trebuie să le aducem aminte telespectatorilor noștri că actualii guvernanți deocamdată nu sunt foarte coerenți în ceea ce fac, adică lucrurile nu sunt foarte clare. Vedeam zilele astea și declarații ale asociațiilor de părinți, ale asociațiilor elevilor, dar având în vedere că dumneavoastră vă implicați direct în începerea anului școlar, eu sunt convins că la Târgu Ocna nu vor fi probleme deosebite. Noi putem asigura condiții. Dar cum va începe anul școlar? Și reglementările care, reglementările care vin, le vom respecta. Nu mai depinde de dumneavoastră, da. Avem de asemenea un proiect modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale la școala numărul 1. Un proiect finanțat din fonduri europene, 18 milioane de lei, de la bugetul local 370.000 de lei. Noi suntem acum în faza de execuție a proiectului. Licitația a fost efectuată, proiectare și execuție. Am dat ordinul de începere pe 17.06.2020, proiectarea este 90 de zile, execuția, termenul de execuție, decembrie 2021. Acest proiect va face din școala numărul 1, unde vom face și o sală de sport, o școală modernă. Avem de asemenea modernizare, dotare și reabilitare școala gimnazie numărul 2, finanțare tot pe fonduri europene, valoarea este de 15 milioane de lei. Proiectul a fost depus la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, au fost actualizați indicatorii tehnico-economici. Vreau să-mi spun aici ceva. Deci în 2-3 ani de zile, de când depui documentația până obții aprobarea, se modifică, manoperă diferite materiale și trebuie să actualizezi tot timpul. Da, uneori se modifică și legile în timpul ăsta. Da. Avem investiții în sectorul de asistență socială. Așa. Și aici avem, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, construirea a 4 locuințe protejate, un proiect în valoare de 3.700.000 de lei, statul proiectului este undeva la 30% și de asemenea reabilităm o clădire la fostul spital pentru înființarea unui centru de zi, proiectul este de 1,2 milioane de lei. Valoarea investiției totale este de 5 milioane de lei. Aici contribuția localității a fost doar până la dispoziție a terenului unde se fac aceste lucrări. Acest proiect va oferi locuri de muncă celor din oraș și, sigur, asistență socială persoanelor cu dizabilități. Avem iarăși un proiect în colaborare cu Ministerul Justiției, finanțat din fonduri norvegiene, integrarea socială a minorilor. Aici am reabilitat o clădire. Valoarea investiției este de 350.000 de lei, de la bugetul local 142.000 de lei, proiectul undeva realizat de 90%. În sectorul turismului avem investiții prin masterplanul de turism, prin hotărârea de guvern numărul 558 din 2017, la Târgu Ocna au fost aprobate 4 proiecte. Amenajare aquapark în Parcul Măgura, amenajarea ca zonă de agrement a lacului cu apă sărată. Știți că avem un lac de suprafață de un hectar care a luat ființă în 1978. Poate fi el valorificat în scop tocmai turistic. Tocmai asta vreau să vă spun, că avem și licență, am obținut la Institutul de Balneologie undă verde să-l folosim ca lac terapeutic și transformăm un lac care reprezenta un pericol într-un lac de agrement. Și avem și hotărârea de guvern prin care am obținut finanțarea pentru amenajarea acestui lac. Avem de asemenea un parc aventura și un patinoar.
Aș dori să vă spun că am avut dezbatere publică săptămâna aceasta joi, săptămâna trecută joi, în care au venit proiectanții și am dezbătut variantele pentru cele două, Parcul Aventura și Lacul de Agrement. Vor fi două proiecte interesante. Lucrăm cu proiectanți și firme specializate în asemenea activități de agrement din Ardeal și din Ungaria, din Oradea, Baia Mare, Cluj, și noi sperăm ca să facem aici un obiectiv interesant pentru turiști, să facem o zonă de atracție în oraș pe lângă celelalte care sunt acum. Am dotat Centrul Național de Informare Turistică pe fonduri europene 290.000 de lei. Aici vă spuneam că avem izvoarele, avem licențe pe izvoare, mare lucru, pentru asta că avem licențe important, de exploatare, da. Vedeți și noastră, celelalte localități din zonă și din țară au probleme deosebite cu această licență. Vreau să spun că la Târgu Ocna am obținut licența pe primărie, ca să nu avem probleme cum au avut celelalte localități, pe diferite societăți comerciale, exact, da, insolvență. Da, da. Noi avem licența pe primărie și, sigur, cele 7 izvoare pot fi folosite în diferite tratamente ale bolilor aparatului locomotor, ale aparatului digestiv și nu numai. Am obținut în Planul Național de Amenajare a Teritoriului, Târgu Ocna era prevăzută ca o localitate cu potențial turistic. Acum, prin documentația depusă, și fac și o parte din această comisie interministerială ca reprezentant al orașelor, propus de Asociația Orașelor, am obținut statutul de localitate cu potențial turistic foarte mare. Pentru ceea ce a mai rămas de prezentat, o să vă rog să fiți mai succint, mai avem doar 3 minute din emisiune. Ca da? Întotdeauna, atunci, haideți să trecem. Vă rog. Noi avem și o asociație de 8 localități pentru dezvoltarea turismului și am avut o întâlnire și conducerea județului. Aici toate localitățile contribuim pentru dezvoltarea turismului, pentru turiștii care vin cum la tratament, se cheamă Salina, Montesa. Montesa, da? Care vine de la? De la Munte Petrol Sare. Sare, da. Haideți, investiți în sectorul cultural și religios. Avem, la cultură e de precizat că aveți o activitate foarte bună. Avem Casa de Cultură care este în reabilitare, un proiect de 1,5 milioane de lei. Este în fază finală, avem ceva probleme cu dotările de achiziționat. Când a fost proiectul făcut, costurile erau unele, acum sunt altele, dar noi sperăm să inaugurăm această Casă de Cultură. Avem de asemenea proiectul de reabilitare, modernizare Centru Cultural Casa Borisov. Am depus documentația la Compania Națională de Investiție și prin ordin 1330 din 14.3.2019 suntem pe lista sinteză. Avem de asemenea Centru de Activități Culturale Clubul Elevilor, la fel depus la Compania Națională de Investiție și avem ordinul prin care el a fost trecut pe lista de sinteză. Reabilitare și modernizare Centru Cultural Constanții Moniții, fostul cinematograf. Deși pentru aceste obiective avem depus proiect, avem un proiect de reabilitare drum acces către Monumentul Eroilor și Schitul Sfântul Cuvios Ieftimii cel Mare de Pitalul Cireșoia la Ministerul Culturii. Avem proiectul de reabilitare și restaurare a Bisericii Sfântul Nicolae, depus la Compania Națională de Investiții. Avem aici numărul cererii de solicitare de finanțare. Avem proiectul de modernizare a Monumentului Eroilor Măgura, tot depus la Ministerul Culturii. Sigur că am avut în toată această perioadă evenimente culturale la care ați participat și noastră, începând din ianuarie cu poetul Nepereche Eminescu, Unirea Principatelor, Ziua Europei, Ziua Copilului, Înălțarea, Zile Orașului, Ziua Educatorului, Ziua Vânătorului de Munte, Ziua Națională, date și obicei. Deci foarte, da, știu că toate aceste activități. În anii în care am trecut, am participat la foarte multe acțiuni organizate de dumneavoastră, da, cu mare anvergură, cu participare internațională, cu artiști deosebiți. Deci atât ați acoperit cam toate zonele, și cultura, și sportul, și elevii. Și ce vreau să vă întreb pe finalul emisiunii noastre,
Cu ce considerați că astea sunt întrebările și pentru ceilalți candidați, cu ce considerați că puteți veni în plus în mandatul în care urmează față de toate acestea? Păi avem de dus la bun sfârșit lucrările, toate aceste începute. Proiecte de care am vorbit aici. O parte am realizat, o parte... Ca oamenii să-și facă o idee pe care ar fi motivul pentru care să vă dea votul. Cetățeanul nu poate să dea încredere unei persoane care ori nu a făcut nimic, ori nu poate să ducă la bun sfârșit. Târgoc n-a mai avut o experiență în care... Da. Sigur, au mai încercat și alte variante. Da. Și sigur alegătorul va face comparație. Sigur. Eu îi rog să aibă încredere că știu ce trebuie să fac. Am demonstrat că pot să fac. Vom termina aceste proiecte și cred că trebuie să mergem mai departe împreună. Vedeți un oraș Târgu Ocna mai frumos, mai altfel decât este în acest moment, în următorii 4 ani? Târgu Ocna din anul 2002, când a obținut statutul de stațiune turistică și în 2013 stațiune balneoclimatică, are un buget de 20 de ori mai mare și numărul turiștilor a crescut an de an. Sigur, se putea face mult mai multe, pot spune unii, dar nu poți face acești pași chiar cum vrei tu. Și, sigur, trebuie să ții cont de sursele de finanțare și acolo unde sunt multe de făcut, trebuie să nu uităm de unde am plecat. Și aici am fost invitat la un post de televiziune de la Iași și mi-a pus următoarea întrebare. Domnul primar, v-am chemat să-mi spuneți cum ați reușit să faceți dintr-un oraș care avea o gară mică unde noi opream să mergem la Slănic, un oraș, stațiune turistică de interes național și stațiune balneoclimatică. Sigur că e greu să menținem acest titlu, și eu îi rog pe toți cei care sunt cârcotași și mai găsesc anumite chestiuni, au voie să vorbească de primar, au voie să vorbească de anumite persoane, dar nu de oraș. Pentru că mă supăr atunci când unii candidați încep să spună, să jignească orașul sub diferite forme. Care e sloganul dumneavoastră de campanie în acest? Sloganul de campanie este mergem mai departe, împreună. Iată, dragi prieteni, viitorul sună bine, folosesc și eu această sintagmă la Târgu Ocna, pentru că primarul în funcție, Ștefan Șilochi, își dorește încă un mandat pentru a continua proiectele începute și nu numai pentru că multe s-au finalizat, dar încă o dată ne spune că orașul va fi mai frumos în următorii 4 ani, că proiectele vor continua și că lucrurile bune vor fi duse până la capăt. Domnule primar, dacă mai doriți să completați ceva pe finalul ediției de astăzi, mai ales că ne aflăm aproape de alegeri, mai e o lună, mai puțin, 30 de zile. 30 da, ceva eu de zile. Iubesc Târgu Ocna, Târgu Ocna au demonstrat că mă iubesc pentru că m-au ales. Deci e un sentiment reciproc. De atâtea ori eu nu-i voi dezamăgi și îi rog să aibă încredere că împreună am făcut multe și vom mai face multe. Mergem mai departe. Și noi împreună cu primarul Ștefan Șilochi vom mai face multe emisiuni de acum încolo. Dragii mei, sunt Eugen Ungureanu, vă doresc tuturor multă sănătate, pentru că acum e cel mai important lucru și nu uitați, alegeți cu mintea, cu sufletul la alegerile din acest an, pentru că 4 ani de zile, primarul pe care vi-l alegeți nu-l mai puteți schimba și trebuie să vă gândiți foarte bine că lucrurile bune, lucrurile împlinite sunt dovada unei activități consecvente și din ceea ce ne-a spus domnul Șilochi Ștefan aici, este important ca oamenii să înțeleagă că lucrurile nu se fac ușor, nu se fac prin promisiuni, ci doar prin fapte concrete și să ne revedem cu bine. Sunt Eugen Ungureanu, vă doresc tuturor toate cele bune. La revedere! La revedere!